Luați, vă rog, frumos, 2 kg de cireș. Cum arată? Dulci? Da, dulci. Dulci au gust, numai că nu sunt mari. Au apărut primele cireșe de mai românești. Dacă săptămâna trecută în piețele din Iași se vindeau cireșele aduse din alte țări cu 80 de lei kilogramul, săptămâna aceasta prețul a mai scăzut, iar acum se vând cu 20-30 de lei kilogramul. Însă să știți că au apărut și primele cireșe de mai românești. Spre exemplu, acestea din spatele meu sunt aduse din Comarna și 10 lei costă 1 kilogram de cireșe. Chiar dacă sunt destul de mici din cauza temperaturilor scăzute din această primăvară, sunt destul de dulci gustoase. În Iași, primele cireșe au fost aduse din comunele din sudul județului. Astea sunt exact de la Răducăneni. Dulci? După timp. Au crescut mai greu anul acesta. Foarte greu, dar nu e asta treaba, mâna de lucru. Astea sunt primele cireșele de mai. Așteptăm viitoarele mai frumoase. Dar depinde de vreme și de grauri și de toate. La noi așa e în Comana, cireșele, primele cireșe sunt 10 mai, 20 mai și ăla de iunie. Așa sunt primele, micuțe, dar cu gust, sunt românești. Cumpără lumea? Nu prea. Caută mai mari, mai mari. Dar ăla mari se export și n-au gust. Ce credeți? Și ăla nici nu se strică, ăla stau pe tarabă și o săptămână. Noi dacă nu le dai azi, deja se moaie. Chiar dacă prețurile cireșelor acum sunt atractive, cumpărătorii trebuie să fie atenți. Cireșele de acum o săptămână aduse din Grecia și vândute la prețuri exorbitante s-au ieftinit, însă nu foarte mult. Mărișoare, cred că vin din țările calde. Nu cred. Nu se merită atâția bani. Am luat niște căpșuni acum. Mai cum avea nabele. Când o să mai scadă prețul, o să luăm. Ei au făcut exagerat, ați văzut că plecă la preț de la 1,5 milioane. Trebuie să se fără minte, cum se cere atâția bani pe un chel de cireș? Da, e scump, pentru este pensionar, pentru noi e foarte scump. Dar de, care au bani, cumpără. Și eu aș mânca. Chiar dacă am diabet. Dar, parcă m-aș îndurși și eu, docrosul eu chelii. Că dacă aici s-a dus în uzea noastră. Și normal că s-au zazele astea care sunt caiți. N-au niciun gust. Dăm de ei că sunt frumoase și ți-i pofte, dar n-au niciun gust. În această perioadă, în piețe și prețul căpșunelor a scăzut. Un kilogram a ajuns să coste și 8 lei.